Lipsa acută a personalului medical pune pe butuci spitalele din țară. Camera de gardă a Spitalului de Copii Victor Gomoiu riscă să fie închisă din cauza penuriei de cadre medicale. Asistentele și medicii abia mai fac față turelor suplimentare și sutelor de pacienți care se prezintă la camera de gardă. Adelina Ichim lucrează de 2 ani ca medic specialist în pediatrie la Spitalul Victor Gomoiu din capitală. De anul trecut, din luna mai, de când au fost blocate posturile în sistemul medical, conducerea spitalului nu a mai putut organiza concursuri de ocupare a posturilor, iar acum un singur medic sau o asistentă trebuie să se îngrijească și de 230 de pacienți într-o singură zi. Ne mai trebuiesc 10 asistente doar în camera de gardă, iar pe spital sunt în jur de 70 de posturi care ar trebui să fie ocupate. Într-o tură a dumnealor de 12 ore ajung să se ocupe cam de 100 de persoane, maxim. O singură asistentă care trebuie să alerge între cabinetele de consultație, care să scrie pacienții în registru și să efectueze manevrele indicate în urma evaluării. Medicii și asistentele de aici nu mai știu ce sunt sărbătorile sau zilele libere, pentru că trebuie să fie prezenți mereu la datorie. Fără personal suficient, Spitalul Victor Gomoiu se află într-un risc permanent de suspendare a activității în orice sector, inclusiv în camera de gardă. Este posibilă suspendarea activității sau restrângerea activității pe toate secțiile, chiar și a camerei de gardă. Am dorit ca la ora 19 să se închidă camera de gardă. Camera de gardă era deschisă în permanență, asiguram continuitatea liniei medicale 24 din 24. Suntem în situația de a nu mai putea asigura continuitatea actului medical. Lipsa personalului în spitale înseamnă epuizarea personalului deja existent, aceștia fiind obligați să lucreze suplimentar. Nu vă ascund faptul că există inclusiv riscul acordării unui act medical deficitar. Zilnic, în plin sezon al gripelor și al infecțiilor respiratorii, la Spitalul Gomoiu ajung între 170 și chiar peste 200 de copii, iar mulți dintre ei au nevoie și de internare. De câte zile este răcită? De 2 zile. De 2 zile. Ce prezintă? Tușește. Și... are pneumonie, are infecție localizată la nivelul plămânului. Putem, printr-un test rapid, să decelăm dacă este sau nu prezent virusul sincițial respirator. În urma examinării s-a decelat a fi virusul sincițial respirator prezent, care copilașului dumneavoastră i-a dat o pneumonie. Indicația este să rămâneți internată cu ea în spital. Paturile se ocupă constant. Cu greu se mai găsește un loc liber, spre disperarea părinților. Pe lângă medici, eroinele acestor săptămâni sunt asistentele care lucrează în ture suplimentare și fac sarcinile la 3-4 persoane odată. Este și 25, la și 40 o să venim să citim în rezultatele testelor. Toți colegii din camera de gardă lucrăm ture suplimentare. Și nu de acum, ci de luni bune. Tura mea începe dimineața la ora 7, se termină la ora 19, uneori 20, 21, 22, depinde de nevoi. 3-4 ture de câte 12 ore, ceea ce este mult. Doar că speranța nu se mai întrezărește. Șefa Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București spune că situația este critică în mai toate spitalele din capitală. La nivel de ASSMB avem nevoie urgentă de 394 de medici și peste 700 de asistenți medicali. De asemenea, avem nevoie și de personal medical auxiliar, înseamnă farmaciști, biochimiști, infirmiere, deficitul fiind și în acest caz de peste 500 de posturi. Administrația spitalelor a făcut deja un apel de urgență către guvern pentru a găsi soluții rapide, astfel încât să se evite un colaps general în sistemul medical. Suntem la un pas de o epidemie de gripă. La camerele de gardă se prezintă tot mai mulți bolnavi. Valul de infecții respiratorii acute aglomerează până la refuz secțiile de terapie intensivă. În ce condiții vor declara autoritățile epidemie de gripă la nivel național, știe colega mea Mădălina Bichir. Mădălina, bună seara! Bună seara, Radu! Bun găsit tuturor! În ultima săptămână s-au înregistrat aproximativ 54.000 de cazuri de infecții respiratorii acute, iar 4.000 de bolnavi au fost diagnosticați cu gripă. În orice caz, spitalele fac față cu greu valului mare de pacienți care ajung la camerele de gardă. De pildă, la Spitalul de Copii Victor Gomoiu din capitală, numai în ultimele 3 săptămâni, 500 de copii au fost diagnosticați cu gripă. Iar în Spitalul Județean Focșani, după ce alte 70 de persoane s-au îmbolnăvit de gripă, s-a luat decizia ca programul de vizită pentru pacienții internați să se reducă la cel mult 15 minute. Totuși, autoritățile nu iau încă în calcul declararea epidemiei de gripă. Atenție, însă, acest lucru s-ar putea întâmpla
dacă 3 săptămâni consecutive numărul cazurilor de infecții respiratorii acute va fi pe un trend ascendent. Până acum știm însă că în această săptămână, conform Institutului Național de Sănătate Publică, numărul cazurilor este cu 13% mai mic față de săptămâna precedentă, când s-au înregistrat aproximativ 62.000 de infecții respiratorii acute. Până acum, aproximativ 1.050.000 de oameni s-au vaccinat antigripal. Acestea au fost informațiile. Radu, înapoi la tine. În ajunul Bobotezei, arhiepiscopul Teodosie a avut prima reacție legată de dosarul DNA în care este anchetat. Cum să fiu supărat? Imposibil. Nici nu pot să mă supăr. Pe Satana sunt supărat. Doar pe Satana sunt supărat. Și trebuie să fim toți. Pe cei care vă anchetează sunt supărat? Dar ce treabă am eu cu lui? Nici n-au ce să ancheteze. Nu? Nu. Sunt vorbe goale. Direcția Națională Anticorupție a început în decembrie anul trecut urmărirea penală față de arhiepiscopul Teodosie pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență. În același dosar este urmărit penal și un consilier din cadrul arhiepiscopiei Tomisului sub acuzația de complicitate la cumpărare de influență. Primăvară în weekend și iarnă de săptămâna viitoare, așa se anunță prognoza meteo pentru următoarele zile, după ce vântul a făcut ravagii deja la munte. Ce se întâmplă cu vremea, aflăm de la colega mea Andra Ionescu. Andra, bună seara, te ascultăm! Bună seara, Radu! Bun găsit tuturor! Într-adevăr, vremea a făcut prăpăd la munte, la Sinaia, spre exemplu. Vântul puternic a doborât mai mulți copaci, dar și doi stâlpi de curent și mai multe cabluri de electricitate. De asemenea, trebuie să știți că și traficul a fost blocat timp de 40 de minute. Cât despre cum va fi vremea în următoarele zile, e bine, de bobotează nu vom avea temperaturi negative așa cum am fi fost obișnuiți în mod normal, iar gerul vine abia de luni încolo. Cum va fi vremea acum în weekend? De bine, vom avea temperaturi ca de primăvară, cu mult peste normalul perioadei. La Constanța se vor înregistra 16 grade, aici în București 15 grade, iar vremea frumoasă ne însoțește și la munte, pentru că vom avea maxime de 11 grade la Poiana, Brașov, de exemplu. E bine, prima zi din următoarea săptămână aduce iarnă în toată țara, cu ninsoare în București. Aici maxima atinge 4 grade Celsius, iar termometrele vor atinge pragul înghețului, în special în zonele de munte. Deocamdată acestea au fost informațiile. Radu, înapoi la tine. Andra, îți mulțumesc. La an nou avem și scumpiri noi. Cine a mers deja la cumpărături s-a lovit de creșteri de prețuri încă din primele zile ale lui 2024. Cum bugetul este deja strâmtorat după tăvălugul cumpărăturilor de sărbători, cheltuielile se fac cu măsură. În piețe, oamenii au fost uimiți de prețurile la legume și fructe, în timp ce pe internet prețul sucurilor din supermarketuri a creat un val de reacții. La fel și cel de la cornurile umplute cu ciocolată sau alte dulciuri care și-au dublat prețurile în unele cazuri. S-au mărit. Acum, după sărbători, s-au mărit? S-au mărit. Uite, ce roșii, 15 lei. Oamenii au sperat că după sărbători prețurile vor reveni la normal. În zadar însă că anul nou a venit cu alte scumpiri. Această doamnă spune că e nevoită să cumpere cantități mai mici pentru a se încadra în bugetul și așa redus după perioada Crăciunului și a Revelionului. Să-mi iau niște prune, că poftim și noi. Suntem bătrâni, dar trebuie să mai mâncăm. 25 de lei kilogram. Da, iau jumate, bineînțeles că nu mai luăm cu kilogramul. Încă nici n-am primit pensia, dar mai avem ce... Am făcut economie oricum. Aveți niște rezerve. Da, păi am fost conștientă că o să fie groaznic anul ăsta. Acum nu trebuia să mă înceapă să mai scumpească. Deci s-a scumpit acum 2-3 săptămâni și acum din nou... Și la alte produse, prețurile au crescut semnificativ. Niște fasole. Cât a costat fasole? 14 lei kilogram. Păi scump. Când eram eu copil... Era mâncarea săracului, acum e mâncarea bogatului. În piețe, kilogramul de roșii costă între 15 și 20 de lei, cel de cartofi ajunge și la 5 lei, 8 lei costă un kilogram de ceapă, iar ardei nu sunt de găsit sub 15 lei kilogramul. S-au mai scumpit și văd că pe zi ce trece se scumpește. Nu mai punctul necesar, adică ce ai nevoie, nu-ți permis să mai cumperi. E foarte greu. Nici carnea sau brânzeturile nu s-au ieftinit după sărbători. Din contră, prețurile au urcat la 38 de lei pentru ceafa de porc, 45 de lei costă un kilogram de telemea de oaie, iar un kilogram de telemea de vacă ajunge la prețul de 26 de lei. N-ai cum să scadă prețurile niciodată. Chiar dacă ne dă acum nu știu cât la pensie, prețurile o să fie mai mari. Și carnea e destul de scumpă, dar
Noi mai urmărim promoții ăștia care suntem la pensie. Și mânca mai puțină carne. Dacă altădată oamenii veneau cu plasele pline de la cumpărături, acum fiecare se limitează la cât își permite. Uitați să cușica asta, 120 de lei, care nu am cine știe ce în ea. Mai rău și-a scumpit. Ce-ați cumpărat astăzi și cam cât ați pierdut? 2 ardei, 3 de oblecei, 25 de lei. Cât era kilogramul pentru fiecare? Be, 15 de oblecei. Și am dat 8 lei pe 2 ardei. Poștașii au început de astăzi să le ducă bătrânilor primele pensii mai mari din acest an. Majorarea de aproape 14% îi bucură, dar îi și întristează în aceeași măsură, în special pe bunicii cu pensii mici. În cazul lor, banii în plus nu prea se simt în buzunar, mai ales că vin la pachet cu un alt val de scumpiri. Asta e pensie mea. Cât? 1000, cum să zicem așa, 1125 de lei. Puțin. Foarte puțin. Când ieși în șeri, cum s-a devolarizat banul, n-ajunge. Bunica Angaruș are 81 de ani și își duce traiul dintr-o pensie minimă. De luna aceasta, bătrâna primește cu 156 de lei în plus, adică 1281 de lei. Este cea mai mică pensie de la noi din țară. Cheltuielile sunt însă multe și cresc odată cu scumpirile, așa că pensionara încearcă să se încadreze de la o lună la alta în puținii bani pe care îi ia. Nu îi ajung, așa că fiecare leu în plus este binevenit. La noi știți cum? De o duzână de chibrituri, dacă vrem mai mult, e bună și ei. Poate de Dumnezeu și ne mărește mai mult, că vede că viața asta e grea. Am înțeles că se mai scumpește. Dai de acolo, iei de acolo, dai din acolo. Cam așa e. Nu vine așa? Jur dacă am pus deoparte 5 lei măcar. În aceeași situație este și bunica Paraschiva. Chiar dacă venitul este puțin mai mare de luna aceasta, banii tot nu sunt suficienți pentru toate cheltuielile, spune bătrâna de 76 de ani. Dacă se rupe cămașa dintr-o parte, o mută aslantă, dar din coași rămâne rupt. Și dacă o schimb din coași, tot rupt rămâne și aslantă. Și eu tot nu mai am. Pașim și noi în așa fel ca să putem să le ogoiem pe toate. Dacă ne mai rămâne și ceva, ne mai rămâne. Dacă nu, stăm așa și așteptăm fiecare lună. Bucuroși că vor lua pensii mai mari, alții știu deja și ce vor face cu banii pe care îi primesc în plus. Am mai reparat o casă. Că toi mei am eu dacă noi mei trăim, dar dacă rămâne el să aibă o leacă de acoperimă în Picasso. Și vreau să-mi pun neastă vară o leacă din piența, mai strâns o doi bani, să-mi pun o leacă tătă-i crapată, tătă-i străcată, că e de ani de zile, de căldură și o corjă tătă și-o. Da. E bun măcar că-i de pești, dacă nu i-ar da și-am faci. Dar ce să fac cu mărirea asta, că și pot să faci, și pot să faci. Uite, mai iei o butelie, mai te duci la spital că trebuie să mergi. 2 milioane de români încasează pensiile de la poștași, iar alte 2,5 milioane le vor primi pe card săptămâna viitoare. Anul acesta, statul va aloca 125,9 miliarde de lei pe an pentru a plăti pensiile. Iar în septembrie, când veniturile seniorilor vor fi recalculate, bugetul va fi suplimentat cu 10 miliarde de lei. Sătui să li se închidă ușa în nas, ori să nu găsească pe nimeni acasă, preoții au decis să facă sfințirea caselor de bobotează pe bază de programare. Enoria și fie se anunță prin telefon, fie se înscriu pe o listă. Însă cum oamenii sunt obișnuiți ca preotul să bată din poartă în poartă, noua abordare îi nemulțumește pe mulți mireni. În capitală, preoții s-au adaptat vremurilor. Nu mai bat din ușă în ușă când merg cu botezul, ci ajung doar la cei care s-au programat în prealabil. Anunțăm intenția pentru ca fiecare să aleagă dacă dorește să primească preotul, să fie anunțat dinainte, să nu fie victima unei, să zicem așa, relevoințe din partea unora. Și apoi, pentru a-i ajuta pe oameni să se organizeze mai ușor, pentru a-și organiza programul pentru a fi acasă și, bineînțeles, pentru a putea cu liniște și cu bucurie să primească rugăciunea și prezența preotului în casa lor. Din aceste motive, la intrarea în mai multe blocuri, tronează un anunț pentru doritori. Enoriașii care așteaptă să vină preotul cu tradiția botezului trebuie să sune și să se programeze, altfel vor fi săriți la rând. Acum câțiva ani de zile, 2-3, a venit și la 9 seara, când deja ne culcasem aproape. Da, bate în poartă, iese un latră câini, când ies acolo, preotul. Păi să vezi că am venit. Păi bine, mă, părinte, vii mâine, mă. Nu, că am colindat tot cartierul. Și la mine a venit aseară, la 8 și.
La ora ce aveți programat? Da, m-am trecut pe listă când s-a făcut listă. Pentru unii e convenabil, dar sunt și oameni care nici în ruptul capului nu vor să accepte noua tradiție. Nu mi se pare normal. Părintele trebuie să-și facă datoria să meargă la toate casele. Așa e normal. Nu e, adică îți faci tu, suntem la medic să ne facem programare sau cum? Chiar n-am ajuns chiar în halul ăsta. Nu este normal. E bine să vină, de bobotează, să bată din ușă în ușă. Omul e acasă, îl primește, nu e acasă. Pleacă mai departe. Noi ne dorim foarte mult ca să ajungem la cât mai mulți creștini, fie ai bisericii, fie ai comunității, dar știut este faptul că de acum, cel puțin în mediul urban, în orașe, oamenii sunt din ce în ce mai amestecați și după diferențele culturale și etnice și religioase. Boboteaza sau botezul Domnului se sărbătorește mâine când are loc și slujba de sfințire a apei. Peste 100.000 de români și-au terminat astăzi vacanța și au trecut granițele spre țările în care lucrează cu portbagajele pline. De la haine, mezeluri sau detergenți, mulți și-au făcut provizii din supermarketuri înainte să plece. Plin portbagajul? Da. Aoleu! Ce aveți aici? De toate. Tot se descule. Așa? Haine? Haine și bagaje. Și mâncare, bănuiesc. Da, mâncare. Românii din diaspora veniți de sărbători acasă s-au întors în țările adoptive cu mașinile burdușite. Pentru că prețurile din vestul Europei sunt tot mai mari, acești tineri au ales să-și ia din România tot ce au nevoie pentru următoarea perioadă. Și ce ați luat de acasă? Cam ce s-a putut. Cărbați, slănină și... nu. No. Alta. În următoarea perioadă o să cheltuiți mai puțin în Franța? O lună. Prin geamuri se pot vedea înghesuite de toate. Plase cu bunătăți, cosmetice sau cutii cu detergenți. Pentru a face economie, această familie din Mureș, care se îndreaptă spre Germania, și-a făcut provizii care vor ajunge pentru câteva săptămâni. Acum toate s-a scumpit. Sunt câteva produse care sunt mai bune la preț aici acasă. Calitatea e aceeași. Hai, mai luăm cu noi. Cumpărați mai bine haine din România decât din străinătate? Da. Mâncarea luată de acasă după sărbători va ajunge destul timp acolo cât să nu mai cheltuiți bani? Vreo 2-3 săptămâni, da. Și cât economisiți? Câteva sute de euro? 2-300, 500 de euro, sigur. Înainte de a lua calea străinătății, mulți au trecut și pe la supermarketuri. Am luat ceea ce nu găsim în Germania, cum ar fi cabanoș, salam, uscat. Ați făcut cumpărături serioase înainte de a pleca? Da. Cât ați cheltuit? Câteva sute de lei? Da, 400 de lei, 500 de lei, cam așa. Există însă românii care nu și-au făcut provizii cu gândul la bani, ci la gustul de acasă, unul de neînlocuit. Carne de grătar, de mici, de... Faceți o economie cu lucrurile luate de acasă? Nu. Numai că sunt mai gustoase. Peste 100.000 de persoane au plecat din România în ultimele 24 de ore. La Vama din Arad, așteptarea a fost de o oră, iar 8 artere au fost deschise pe sensul de ieșire din țară. În timp ce milioane de români sunt plecați la muncă în străinătate, la noi angajații asiatici lucrează în aproape toate domeniile. Sunt livratori, bucătari, ospătari sau muncitori în construcții. Din 2016 și până acum, numărul lucrătorilor din afara Uniunii Europene a crescut în România de 20 de ori. Vreau să verificăm bilanț. Punem pe 4 poziții. Dilip a venit în România în anul pandemiei. A plecat la mii de kilometri depărtare de casă ca să-și facă un rost printre străini. Sacrificiile și eforturile pe care le face sunt pentru familia sa, care îl așteaptă acasă în Sri Lanka. A lucrat mult colegul român, m-a învățat limbă. O presie pentru mine, restul trebuie în Sri Lanka. Cine te așteaptă acasă? Deocamdată eu singur, am iubit și mama, doi surori și tata. Ți-e dor de ei? Da, gândește, trebuie banii. De profesie este sudor și lucrează la o firmă de construcții din țara noastră împreună cu alții srilankezi. Dorul este apăsător, ne mărturisesc ei, dar aici au găsit oportunități pe care nu le-ar fi avut niciodată acasă. În februarie 4 ani fix, eu și dar. Când termin contract 2 ani, mergem acasă 2 luni, stai acolo,
iarul înapoi. Un alt domeniu unde imigranții au găsit multe locuri de muncă este cel al livrărilor. Aproximativ 2000 de muncitori din afara Uniunii Europene livrează mâncare în România. In our country, I don't think there are lots of opportunity. That's why. We have a very less money in Nepal. Do you make double the money here or triple? Yeah, triple. Triple. Yeah, we are making more money here. More money. How much are you making? Around 1,000 euro. One month. I am the photographer. Then I don't have choice. It's here. That's why I'm working this. Anul trecut, 95.000 de muncitori asiatici s-au angajat în România. Din 2015 și până acum, peste 320.000 de lucrători din afara Uniunii Europene au venit în țara noastră. Iar pentru 2024 vor putea fi eliberate alte 100.000 de avize de muncă. Dacă cei de sus așa vor, noi ce să facem, doamne? Și eu mai lucrez încă și lucrez cu ei. Bine ar fi să muncească românii, dar nu vor. Pentru fiecare muncitor străin, angajatorii plătesc câte 120 de euro pentru taxa de viză și taxa consulară, alți 100 de euro pentru avizul de muncă și încă 259 de lei pentru permisul de ședere. Toți acești bani ajung la bugetul de stat. Slujbele angajaților asiatici au adus anul trecut la bugetul de stat 230 de milioane de lei. News Time se oprește aici. Sunt Radu Andrei Tudor. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe Canal de 2 să aveți un weekend așa cum vă place. La noapte cerul va fi variabil cu norări în regiunile vestice și nord-vestice, unde izolat va ploua slab, iar în zona montană aferentă vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări la altitudini mari la munte, în vest și în extremitatea de sud-est a teritoriului. Temperaturile minime se vor încadra între minus 7 și 7 grade, cu valori mai ridicate în dealurile de vest, spre 10 grade. Pe alocuri se va forma ceață. Mâine vremea va fi mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată. Temperaturile maxime se vor încadra între 5 grade în nordul Moldovei și 17 grade în dealurile de vest. Cerul va avea norări temporare și local, vor fi precipitații slabe în vestul, centrul și nordul țării și izolat în rest, iar la altitudini mari la munte vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări în zona montană, în Banat și în Dobrogea. Dimineața pe alocuri va fi ceață. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia cerul va fi mai mult înorat, iar mercurul din termometre urcă până la 15 grade în Călăraș și 11 grade în Ploiești. În Transilvania cerul va fi mai mult înorat, iar maximele ajung la 10 grade în Cluj-Napoca și 11 grade în Alba Iulia. În Moldova se anunță vreme caldă, dar mohorâtă, mercurul din termometre va urca până la 13 grade în Galați și 11 grade în Iași. În vestul țării avem parte de atmosferă închisă, dar ploi vor fi doar izolat. Se vor înregistra 13 grade la Reșița și 15 grade în Oradea. În Oltenia predomină atmosfera mohorâtă, maximele vor atinge 10 grade la Craiova și 12 grade la Râmnicu-Vâlcea. În Dobrogea ne bucurăm de vreme deosebită de caldă, dar cerul va fi mai mult înorat, vor fi 13 grade în Tulcea, la fel și în Mangalia. În capitală, vremea a fost anormal de caldă pentru această dată, cu o temperatură maximă de 15 grade. Cerul a fost variabil, iar vântul a suflat moderat. La noapte, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab, temperatura minimă va fi de 2-3 grade, cu valori mai mici la periferie. Mâine, vremea va fi mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată, cerul va avea norări temporare, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă va fi de 14-15 grade. La munte, vremea va fi mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată, cerul va avea norări temporare și local va ploua slab, iar la altitudini mari vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări. O seară frumoasă să aveți, indiferent de vreme!